Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, bine v-am găsit. O seară frumoasă, o seară importantă pe care astăzi o petrecem împreună, o seară în care toată lumea se bucură, toată lumea zâmbește, pentru că astăzi, aici, pe această scenă, vor urca tineri foarte talentați, care, iată, își desăvârșesc talentul la Școala Populară de Artă. Ei bine, trebuie să vă spun că acest spectacol este un spectacol inedit, pentru că tot ce se întâmplă pe scenă va fi live. O să vedeți că profesorii vor urca pe scenă alături de elevii lor, astfel încât ceea ce se întâmplă la clasă va fi cât se poate de bine pus în valoare aici pe scenă. Evident, trebuie să am mulțumiri pentru colegii mei de la televiziunea Târgu Mureș, care înregistrează acest spectacol, și evident mulțumiri Mamut Stage pentru un sunet profesionist, poate cel mai profesionist sunet undeva aici la noi în țara asta frumoasă. Așa că ne vom auzi foarte bine, s-a muncit mult la acest spectacol, iar dumneavoastră va trebui cu drag să faceți parte prin aplauze, prin zâmbetele dumneavoastră, pentru că nu e ușor să fii aici pe scenă, o să vedeți, vor veni elevi foarte tineri, vor veni oameni maturi, chiar dacă unii nu sunt profesioniști, vin cu tot dragul ca dumneavoastră să aveți o seară plăcută. Și pentru că numele meu este Cristian Crăciun și ne apropiem de Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului, vreau să intrăm în această stare, să vă doresc de pe acum sărbători fericite, să aveți multă, multă bogăție acasă și din acest moment nu ne mai gândim la altceva decât la bucuria spectacolului pe care astăzi Școala Populară de Artă vi-l oferă. Bucuria mea este că în ultima vreme Școala Populară de Artă, acolo unde m-am format și eu, trebuie să vă spun că la 11 ani am început să frecventez școlile, adică cursurile la școala aceasta, și vreau să vă spun că de atunci, cu drag, în fiecare an am făcut în așa fel încât să aflu ce se întâmplă la Școala de Arte. Anii au trecut, multe generații s-au perindat. Ei bine, și la conducerea acestei instituții au fost profesori și directori care au făcut o muncă titanică pentru ca această instituție să existe. Iar în ultimii ani, vizibilitatea acestei școli în media și mai ales pentru instituțiile de cultură a devenit foarte, foarte impregnantă. Asta înseamnă că cineva se ocupă foarte mult ca Școala de Artă să iasă cât se poate de mult, atât în județ, cât și în țară. Rezultatele, trebuie să știți că au apărut, avem premii județene, avem premii naționale, însă despre acest lucru, evident, vor vorbi puțin mai târziu. Tocmai de aceea, gazda acestui eveniment este gata, pregătită să vină aici, aproape de noi, însă înainte, vreau doar să mulțumim unor oficialități care au făcut astăzi posibil ca prezența lor să ne bucure. Și tocmai de aceea o să am nevoie de câteva aplauze, pentru că se află aici, alături de noi, câțiva primari inimoși care au ținut să fie cu noi. Așadar, primarul Cuciului este aici, domnul Ilie Șuta. De la Fărăgău a venit domnul primar Ioan Milășan. De la Grebenișul de Câmpie, domnul Ștefan Goșman. De la Iclănzel, domnul Ionuț Ciprian Sand. De la Șincai, domnul Grigore Huza, de la Voievoden, domnul Vasile Boier, iar de la Vătava, de acolo de unde sunt bunicii mei, domnul Zaharie Șular. Vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi și tot în aplauzele dumneavoastră să facem o deschidere așa cum se cuvine și să-și spună gândul pe care îl are acum în pragul sărbătorilor. Doamnelor, domnilor, în aplauzele dumneavoastră, directorul, manager al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică, domnul Iuliu Praja. Mulțumesc, Cristi. Distinse doamne, respectabili domni, stimate doamne și respectabili domni primari, stimate doamne și domni directori ai unor instituții de cultură, dragi părinți, dragi profesori, dragi colegi, dragi elevi, vă spun și o bună seara și bine ați venit. Tistelt hildei meșuraim,
szép jó estét kívánok, és Isten hozott önöket. Voi încerca să fiu foarte scurt. Vă mărturisesc că am mari emoții. Am lucrat foarte mult la acest eveniment împreună cu colegii mei și tocmai de aceea aș dori să încep cu mulțumirile. Nu voi nominaliza pentru că lista este foarte, foarte lungă, însă doresc să mulțumesc Consiliului Județean, pentru că suntem subordonați Consiliului Județean și este principalul finanțator. Mulțumesc și pe această cale. Mulțumesc sponsorilor noștri și aici menționez EON. Mulțumesc în mod special profesorilor Școlii Populare de Arte din Târgu Mureș și colegilor de la Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, o altă secție a Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică. Mulțumesc tuturor elevilor, voluntarilor și nu în ultimul rând, doamnelor, domnilor, vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți aici, alături de noi și susțineți cultura. Am spus, vă mulțumesc că sunteți aici. Cred că oricât de mult am spune mulțumesc pentru faptul că sunt sănătos, mulțumesc pentru faptul că exist și mulțumesc pentru faptul că sunt și suntem aici, nu ar fi de ajuns. Iată-ne în prag de sărbători de Crăciun, de sfinte sărbători de Crăciun, în care, doamnelor, domnilor, vă invit să fim buni, să ne deschidem sufletul și să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că suntem aici și pentru faptul că suntem sănătoși. Este cel mai de preț dar, după părerea mea, acela de a putea fi împreună și de a fi sănătoși. Tocmai de aceea voi sublinia unul dintre principalele scopuri, țeluri ale acestui spectacol. Acest spectacol își dorește să aducă împreună și să întărească relațiile, în primul rând, dintre profesorii Școlii Populare de Arte, care sunt o mare familie și au devenit din ce în ce mai armonioși. Și de asemenea să întărească relațiile dintre profesor și elev, elev-profesor. De ce spun asta? Pentru că, așa cum bine a spus Cristi Crăciun, în această seară vor urca pe scenă profesori și elevi, elevi și profesori. Este mare lucru și este o onoare să poți urca pe scenă alături de profesorul tău. Dați-mi voie să vă spun că Școala Populară de Arte este o instituție de cultură care anul acesta a împlinit 108 ani. De ce vă spun acest lucru? Vă spun acest lucru pentru că al doilea cel, al doilea scop al acestui spectacol, vă mărturisesc foarte sincer, este acela de a repune această școală, această instituție pe harta județului. Și nu întâmplător sunt aici domnii primari și manageri și directori din instituții de cultură, chiar de învățământ, pentru a ști că în momentul în care întâlnesc în localitățile unde sunt primari, în școlile unde sunt directori, cei care sunt aici, când întâlnesc un copil, un elev, un student, un tânăr talentat, să-l îndrume încoace, să-i spună: există o Școală Populară de Arte în Târgu Mureș, unde trebuie să vă spun că se poate înscrie oricare dintre dumneavoastră, pentru că nu avem limită de vârstă. Cel mai tânăr elev are 6 ani, iar la polul celălalt avem tânăr elev de 71 de ani. Deci oricine se poate înscrie. Al treilea scop al acestui spectacol este să vă arate că nu există imposibil și că toți cei care iubesc cultura, la un moment dat, pot studia și pot urca pe scenă. Și când spun asta, o să vedeți că v-am pregătit câteva surprize. Eu vă mulțumesc pentru faptul că v-ați deschis suflul și veți încălzi această seară cu aplauze și vă doresc să aveți o experiență de neuitat, o seară frumoasă, după care să mergeți acasă cu sufletul mângâiat de ceea ce ați văzut pe scenă. Vă mulțumesc! Doamnelor, domnilor, domnul manager Iuliu Braja. Ei bine, începem spectacolul și trebuie să vă spun că următorul moment deja va fi pentru dumneavoastră ceva foarte inedit. O să vedeți despre ce este vorba. Până una alta o să vedeți că în spatele meu vor urca deja profesori ai Școlii de Arte aici pe scenă
și am să și nominalizez formația profesorilor Școlii de Arte. Este la pian Daniel Cicoș, la orgă electronică Cristian Dan, la vioară Răzvan Moldovan și Alex Moldovan, la acordeon Daniel Notăraș, la chitară Kiș Loioș, la chitară bas Florin Sorășan, la percuție Sabin Poroșnicu și Marius Pop. O să vedeți că se fac și multe fotografii, pentru că sunt aici prezenți și sunt alături de noi Cezar Buliga și cursanții clasei de fotoimagine. Se înregistrează atât de TTM, cât și de domnul Virgin Scridon, tot ce se întâmplă pe scenă. Ei bine, doamnelor, domnilor, formația vocal-instrumentală a profesorilor Școlii Populare de Artă prezintă bal la Apahida, cu participarea grupului de dans popular Stejărelul de la clasa profesoarei Gabriela Frenz. La debutul acestui număr o să-l recunoașteți pe toboșarul cetății Sighișoara, Dorin Stanciu. Este fost elev al Școlii Populare de Artă, azi a devenit un brand național. Toată lumea știe de acest toboșar al cetății Sighișoara. Actualmente este profesor de artă vizuală și este absolvent al Universității de Artă și Design din Cluj. Doamnelor, domnilor, aplauze, începe spectacolul Școlii Populare de Artă, Gala de Crăciun! Toba este instrumentul care, niciodată golul n-a sunat mai tare, spune Arghezii. Bine ați venit la gala deosebită a Școlii Populare de Arte Târgu Mureș. Vă spune toboșarul cetății, mulțumim frumos, sărbători fericite, am zis!
Mulțumesc! Deci am început foarte tare, sunt sigur că v-a plăcut ceea ce ați văzut, dar este numai începutul. Trebuie să vă mai spun că la saxofon, l-ați auzit, este aici, aplauze și pentru Florin Cizmaș! Ei bine, vă spuneam că ne apropiem de o sărbătoare sfântă a tuturor. Ei bine, grupurile Dor și Doruleț sunt împreună pentru dumneavoastră, sunt pregătiți de doamna Dorina Oprea, o voce a României, a folclorului românesc, și v-au pregătit un colaj de colinde. Aceste grupuri au fost la festivaluri de colinde, au participat la multe emisiuni TV, evident posturi naționale de televiziune, foarte multe spectacole. Copiii sau tinerii care formează aceste grupe, trebuie să știți că sunt foarte, foarte talentați. Mă bucur că astăzi îi putem avea aici împreună cu noi. Totul este pregătit, am nevoie din nou de aplauzele dumneavoastră, doamnelor, domnilor, grupurile Dor și Doruleț! Yeah.
Preumblă-se Maria în seara de Crăciun cu Iosif care-o însoțea în seara de Crăciun. Nicăieri nu s-a așezat în seara de Crăciun, până acolo mai spre seară, în seara de Crăciun, s-a așezat într-o buicioară. Fecioară în seara de Crăciun. O născut un fiu frumos în seara de Crăciun. Numele-i a fost Hristos. O născut pe fân curat în seara de Crăciun, pe al lumii împărat în seara de Crăciun, pe al lumii.
primește-ne gazdă în casă, să plătești colinda noastră. Frunză verde de mușcată, nu vrem fasole frecată. Cât o fost postul de mare, nu ni s-o găta din oale. Ba mai friptă, ba frecată, tătă ziua câteodată. Faceți bine și ne dați o coșarcă de cârnați și un pahar de jin să șie, ca într-o casă de omenie. De-or fi zeașe, zeașe-or treașe, că suntem voșinsprezeașe. Da!